Săptămâna aceasta va avea loc cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Alternativă. După o triere riguroasă din cele peste 700 de pelicule înscrise, au fost selectate un număr de 56 de scurtmetraje și 14 filme artistice, care urmează să fie vizionate începând de miercuri 2 noiembrie la Palatul Culturii din Târgu Mureș. Decizia finală a juriului privind câștigătorii va fi anunțată sâmbătă în cadrul festivității de premiere. Invitată de onoare a ediției din acest an este Bulgaria, care a înscris în concurs 5 scurtmetraje. Menționăm că acesta este unul dintre cele mai longevive festivaluri din România, care adună în medie 60-70 de filme anual și aproximativ același număr de regizori, operatori și producători de filme, care ne conving de fiecare dată că munca lor merită apreciată.